Hristos a înviat și bine v-a regăsit la emisiunea Lumina Dreptei Credințe. Sunt preotul Gheorghe Marian Filip și în emisiunea de astăzi vom încerca împreună cu invitatul nostru să vorbim despre educația religioasă la biserică. Mântuitorului Hristos dintotdeauna i-au fost dragi tinerii. Dacă citim în Sfânta Evanghelie întâlnirea cu tânărul bogat, vom vedea că Mântuitorul, după ce acest tânăr îl întreabă, Doamne, ce să fac să moștenesc împărăția cerurilor, îl privește cu drag și apoi îi dă un răspuns. În multe rânduri, multe dintre minunile pe care le săvârșește Mântuitorul sunt îndreptate către tineri. Chiar și învierile din morți, cele de care pomenește Sfânta Scriptură, de care vorbesc Sfintele Evanghelii, sunt săvârșite asupra unor oameni tineri. Fica lui Iair era în vârstă de 12 ani. Fiul văduvei din Nain era de asemenea și el tânăr, de asemenea și Lazar. Asta ne arată că Mântuitorul Hristos îi iubește pe tineri în mod deosebit. De ce iubește pe tineri? Pentru că tinerii sunt viitorul, pe de o parte, viitorul bisericii și viitorul societății, iar pe de altă parte, pentru că tinerii de azi vor modela la rândul lor generațiile viitoare, iar influența pe care o avem noi acum în viețile lor se va răsfrânge asupra celor care vor veni după ei. Urmând acest exemplu al Mântuitorului Hristos, dintotdeauna biserica s-a preocupat de tineri și, în mod deosebit, de educația lor. În acest aspect al educației, educația religioasă stă pe primul plan. De ce? Pentru că omul, fiind om, trup și suflet, are datoria de a se îngriji și de educația trupului și a minții, dar înainte de toate are datoria de a se preocupa de educația sufletului, pentru că sufletul este nemuritor și sufletul merge în veșnicie. Una dintre modalitățile de a face educație religioasă la biserică și în biserică este cateheza. Tocmai de aceea avem astăzi ca invitat pe părintele Gheorghe Trofin de la parohia Boiște, care este reprezentantul biroului de cateheză al sectorului de învățământ al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, ocupându-se așadar cu organizarea activității catehetice la nivel de protopopiat aici în zona Târgu Neamț. O să-l rog pe părintele să se prezinte. Părinte Hristos a înviat, bine ați venit în studioul nostru, bine ați poposit la emisiunea noastră. Adevărat a înviat și bine v-am găsit. Mulțumim frumos pentru dragostea și bucuria de a ne invita la emisiunea Sfinției voastre, Lumina Dreptei Credințe, o emisiune care cu adevărat naște multe răspunsuri, dar în același timp probabil și multe întrebări. Așadar, prezentarea ați făcut-o deja, sunt părintele Gheorghe Trofin de la parohia Boiștea, o parohie frumoasă, frumos așezată de Dumnezeu și cu oameni foarte speciali. Istoricul însuși spune lucrul acesta, fiind și satul în care a luat ființă primul schid de maici din Moldova. De aici s-a născut, de fapt, Văratecu și Agapia, cele două mănăstiri de maici pe care noi le avem ca cele mai reprezentative în zona. Răspunderea pe care o avem față de educarea copiilor și a tinerilor este o răspundere foarte mare, este chiar copleșitoare. De când începe educația copilului? Când vorbim de copil, deja vorbim prea mult, pentru că știm prea bine un copil, în primul rând, stă în pântecele unei mame. Acele 9 luni în care, de fapt, începe legătura lui cu mama sa, primul, de fapt, preot care va mărturisi credința pe care o împărtășește ea. În momentul în care noi preluăm copilul, știm prea bine că deja
îl luăm într-o formă organizată, educațional vorbind, cuvintele Sfinților Părinți Îngrăitoare, dați-ne mame creștine și vom avea un popor creștin. Ceea ce facem noi din momentul în care preluăm efectiv pe tânăr sau pe acel copil fraged este de fapt un lucru manual modelând ceea ce am primit, ceea ce iese de fapt Dumnezeu știe și din mâna noastră și din mâna educatorilor, școlilor instituționalizate de stat și la toate acestea implicit și ora de religie care își are rolul ei în educație, așa cum și spuneați. Să înțeleg că în privința educației religioase, vorbind despre educația religioasă, despre educația creștină a copiilor, de fapt pornim de la educația părinților. Exact. Pentru că, într-adevăr, primele noțiuni copilul le învață de la părinți, deoarece de la mamă, chiar înainte de a se naște. Și atunci, dacă părinții sunt buni creștini, dacă părinții au o educație minimală, o educație dar lucrătoare, atunci și copilul va primi aceste elemente chiar înainte de naștere, sigur se că da. Cu el. De aceea, în practica bisericii noastre, se recomandă ca mamele care sunt însărcinate să se împărtășească, să se spovedească, să se împărtășească cât de des se poate. Un program strict pentru ca pruncul să se unească cu Hristos încă din pântecele mamei. Tot se vorbește în popor de cei 7 ani de casă. Educația religioasă este oarecum însarcina părinților. Însarcina mamei, însarcina tatei, însarcina bunicilor, de multe ori bunicii fiind cei care, poate din cauza vârstei, poate din cauza educației pe care au primit-o la vremea lor. Și a timpului mult mai mult liber. Mai mult aflat la dispoziție. Toți aceștia sunt cei care influențează și care educă copilul în spiritul acesta al credinței. Și de aceea este foarte important ca familia însă să aibă o educație religioasă și înainte de a avea o educație religioasă să aibă o practică, dacă am putea spune, a casei, o practică a rugăciunii, o practică a postului, o practică a tuturor rânduielilor. Pentru că rugăciunea este importantă. Rugăciunea părinților pentru copii și a copiilor pentru părinți. Responsabilitatea care se naște în timpul rugăciunii. Pentru că știm din rugăciunile bisericii noastre că rugăciunile părinților întăresc temelia caselor copiilor. Cine preia sau cum preia, mai bine zis, și cine și cum, educația religioasă, educația creștină a copiilor, după ce aceștia ies în societate. Acum, în timpurile moderne, copilul nu mai stă 7 ani acasă, merge la cămin, merge la grădiniță, apoi merge la școală. Cum îl influențează pe copilul mic mediul în care pătrunde? Foarte mult îl influențează. Copilul este de fapt ca o sugativă care absoarbe, sau ca un burete mai bine spus, care absoarbe tot ceea ce de fapt îi se dă în jurul său. Se naște însă o problemă, problema la ceea ce societatea de fapt îi creează. Și aici probabil că prin îndoiala lui Dumnezeu, biserica este factorul care face ca cele rele să fie spălate prin ajutorul factorilor educativi, atât de la școală, care sunt în primul rând, și mă refer în primul rând la zona noastră, sunt oameni cu o credință și cu o educație religioasă foarte bine așezată și reușesc prin felul lor de a implementa în rândul școlii, grădiniței sau chiar creșei acele
noțiuni elementare ale credinței, care sunt simple. Faptul că atunci dacă stă la grădiniță și doarme după amiaza cu programul prelungit, îi pune pe toți și se roagă înainte de culcare. Sau la masa pe care o iau în comun, își fac rugăciunea cu toții la masă înainte de a o lua. Și sunt cu adevărat în orașul nostru și nu numai, și în grădinițele din jur, eu mă raportez și la grădinița de la parohia mea, care nu iau masa sau acel corn, acea mâncare dată prin acel program, până nu-și fac rugăciunea în comun. Și apoi se apucă să mănânce. Ceea ce este un lucru extraordinar, pentru că acest lucru de la școală, copilul îl implementează în familie. Când mergând acasă la mama sau la tata, care datorită probabil vieții aceste cu tumultul ei și cu problemele ei, te fac să fii rapid, să iei ceva în gură, să mănânci și să nu mai stai ca omul la masă sau ca bătrânii la masă altădată, binecuvântând chiar și pâinea, bucatele, fără prezența preotului. Asta înseamnă că e foarte important ca și învățătorul, educatorul, să aibă o educație creștină. Este esențial. Deci iată că în felul acesta vedem cât de importantă este educația tinerilor, a copiilor și a tinerilor, pentru că ea se va răsfrânge în viața adulților, care la rândul lor, având o bază solidă, vor deveni apostoli. Acolo unde vor fi. Sunt, la locul lor de muncă. Unde îi rândește și Dumnezeu. Exemplul pe care l-ați dat este un exemplu extraordinar. Educatori, învățători, profesori, care la locul de muncă nu se rușinează să mărturisească prin aceste gesturi de care pomeneați apartenența lor la Biserica Ortodoxă și faptul că sunt creștini care nu sunt doar cu numele, ci sunt și cu fapta. Eu cred că mai mult de atât ei lucrează cu frică de Dumnezeu. Își dau seama că acolo, în aluatul acela de copil, este de fapt și o responsabilitate a lor în ceea ce se naște. Faptul că mama îi dă naștere copilului, știm prea bine, este o vorbă din popor, nu e părinte cel care te naște, ci cel care te crește. La această creștere știu și ei și sunt conștienți că vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru cum va crește acel copil. Mai ales că orice învățător sau orice, să spunem așa, profesor, dacă are ucenici buni, atunci se consideră un profesor bun. Așa este. Spuneați că în majoritatea cazurilor copiii, învățând să se roage la masă, să mulțumească după masă, să își facă o rugăciune înainte de a se culca, merg acasă și oarecum îi învață sau îi reînvață pe părinți. Școala de acasă. Asta este școala de acasă. E școala a copiilor față de părinți. Din fericire, în societatea de astăzi, în școală mai ales, sunt și cazuri unde și la grădiniță, dar în general la școală, a reapărut, s-a reînființat ora de religie. Ora care, într-adevăr, are un caracter informativ, dar prin osteneala profesorilor de religie, poate să aibă, sau ar trebui să aibă și un rol formativ. Bineînțeles că rolul acesta formativ nu se poate face doar din clasă. El trebuie să continue sau să prelungească lecția din clasă în biserică, pentru că învățând despre Dumnezeu în clasă, pui în aplicare la biserică. Nu poți să pui în aplicare la clasă. Tocmai de aceea biserica este laboratorul lor de lucru. Așa cum orice oră, de exemplu informatica, are clasa ei de practică. Concepția orei de religie este în strânsă legătură cu Sfânta Biserică. Nu poți să vorbești despre catapeteasmă, despre Sfântul Altar, despre chivot, Sfântul Chivot, pe care dacă nu poți să îl aduci, să îl arăți, pentru că nu mai are același efect dacă nu îl duci în biserică unde îl vezi că stă, de fapt, pe Sfânta Masă. De aceea, eu cred că este bine structurată această programă ca profesorii de religie, și se întâmplă lucrul acesta, să aibă o strânsă legătură cu preotul
respectiv din parohia unde este școala, din parohia unde predă la satul respectiv sau comuna respectivă, și în felul acesta există cea mai bună aplicare a orei de religie. Ca o întrebare personală, oarecum, personală ca și duhovnic, ca și preot slujitor la parohie, se simte lucrarea profesorului în creșterea copilului? Și nu vorbesc doar de copiii de astăzi, pentru că sunteți preot de mai multă vreme la parohia Băiește și religia, iată, se predă din 90 încoace aproape sistematic, cu atât mai mult dacă ați predat-o Sfinția voastră, și atunci se simte lucrarea aceasta, există un progres în viața interioară a enoriașilor noștri, a credincioșilor noștri, chiar dacă nu mai sunt chiar tineri, au ceva experiență în urmă. Mi-ați cerut părerea personală și atunci o să mă împart către ascultătorii emisiunii Sfinției voastre. Părerea mea personală este că după 6 ani de predare a orei de religie la școala Domnul Trandafir din satul Băiștea, menționez aici că domnul Trandafir s-a născut în satul Boiștea. Este un sat istoric și după 6 ani de predare mi-am dat seama de fapt că prin orea de religie nu făceam totul. Și acest lucru de ce s-a raportat la mine? Pentru că eu îmi prelungeam activitatea în biserică ca și preot. Când ești doar mirean și predai religia, este normal să crezi că ți-ai făcut toată datoria. Însă când ajungi la biserică și acei tineri nu-i regăsești în biserică, de fapt îți dai seama că n-ai făcut totul pentru ei. Ai predat informativ totul, ei știu, cunosc, știu rugăciunile pe de rost, știu istoricul bisericii sau a Sfintelor Taine sau tot ceea ce se predă, însă aplicabilitatea ei se naște în Sfânta Biserică când îi vezi prezenți. Și aici cred că ne legăm de o problemă pe care mi-aș dori să o discutăm și am înțeles că și o să o discutăm. Ne legăm de educarea tinerilor sau prelungirea educării tinerilor la ora de cateheză de la biserică. Voiam să ajung aici spunând că există etape în educarea tinerilor, în educația religioasă a copiilor și a tinerilor, care începe, așa cum spuneam, de la părinți, înainte de naștere, continuă la vârsta mică, în familie, și acolo primind primele noțiuni. Copilul învață să-și facă cruce, exact, de obicei în familie. Exact. Învață prima rugăciune în familie. Poate o mai stâlcește, cum o stâlcesc copiii, dar acolo învață prima rugăciune. Apoi este preluat pe de o parte, de școală, prin ora de religie și dăm slavă Lui Dumnezeu că o avem și nădăjduim să o avem în continuare. Dar această educație se desăvârșește în biserică. Se desăvârșește prin activitatea aceasta învățătorească sau, cum ați deja ați denumit-o, prin activitatea catehetică. Asta înseamnă că o cateheză este o lecție de religie. Este lecția din clasă sau este un alt fel de lecție de religie? Un alt fel de lecție de credință, mai bine zis. Până ajunge, ați menționat foarte bine lucrul ăsta, până ajunge acești copii să fie prinși într-un program catehetic, ei trec prin mâna părinților și a domnilor sau doamnelor învățătoare. Pentru că la un moment dat copilul nu poți să-l preiei cu aceeași seriozitate la clasa 1 sau a 2 sau a 3. El încă ascultă de mama lui și se implementează respectul față de preot de către mama lui sau de către cadrele didactice sau cei care sunt cei mai apropiați pentru el. De exemplu, știm și din familie, proprii noștri copii, dacă noi îi spunem să facă un lucru, spune că așa a zis doamna sau domnul învățător și bine fac.
ceea ce înseamnă că se învață să respecte un cuvânt dat de cineva foarte important. Noi devenim foarte importanți ca preoți, cred și consider, în momentul în care interlocutăm direct cu ei la aceste ore de cateheză sau acest program catehetic. Când deja ei stabilesc viața lor după un program. E exact ca atunci când îți faci timp pentru Dumnezeu în viața ta, zilnic, dimineața și seara cel puțin. Și spui că la ora 8, înainte de culcare, sau la 9 sau la 10, mă întâlnesc cu Dumnezeu. Cum? Unde? În rugăciune. Ăla-i timpul meu. Că dacă nu fac timp pentru Dumnezeu, nici Dumnezeu nu-și face timp pentru mine. Sau mai bine zis, cum spunea un Sfânt Părinte, adu-ți aminte de Dumnezeu la vreme bună, ca să-și aducă și la vreme de necaz. Da. Și atunci, în momentul în care el conștientizează că trebuie să pună în viața lui timpul pentru Dumnezeu, într-un mod serios, nu ocazional, atunci intervine acest program catehetic. Înainte de a vorbi despre programul catehetic propriu-zis, care este un program standardizat, un program la nivel de patriarhie, la nivelul Patriarhiei Române, este un program cadru care, să zic, reprezintă o cale, dar nu singura. Aș vrea să rămânem în zona aceasta a începutului, crearea unui grup. Gândindu-ne și întrebându-vă practic, pentru că dacă vorbim din cărți, rămânem la nivelul de carte, de teorie, dar practic, cum ajungem să-i cucerim pe copii? Pe adult, îl folosind așa o expresie oarecum scripturistică, îl pescuiești altfel. Exact. Adultul de obicei vine la biserică atunci când are un necaz, atunci când are nevoie de sprijin, când are nevoie de rugăciune, nu întotdeauna, dar în marea majoritate a cazurilor. Și atunci te poți apropia rugându-te împreună cu dânsul, povățuindu-l și așa mai departe. Cu copilul, cred că e altfel. Pe copil trebuie să-l cucerești. Trebuie să-l cucerești. Cum îl cucerești pe copil? Că, în mod cert, fiind vorba totuși de lecție, de a învăța ceva, de un program săptămânal, exact cum pomeneați, nu poți să-l păcălești, să-l amăgești cu o bomboană sau cu un ceai. Sau... Adică trebuie să-i oferi ceva consistent. Trebuie să-i oferi ceva care să-l apropie de biserică prin persoana preotului. După tot ceea ce s-a întâmplat în cei 15 ani de păstorire la parohia Boiștea, ani care i-am de la începutul preoției mele, pot să spun acum că nu e atât de greu. Însă acum 10 ani în urmă, când am pornit acest proiect, adică mai exact în anul 2007, după ce s-a întâmplat, de fapt s-a întâmplat după ce eu am terminat 6 ani de predare de religie la școală. Și când n-am mai predat și mi-am dat seama că eu nu am făcut totul la școală, cu toate că locuința mea este în curtea școlii, pot să spun, și mă întâlnesc zilnic cu copiii, am zis, domne, nu se poate, trebuie să mai fac ceva. Trebuie să fac ceva care să-mi prelungească lucrurile acestea în biserică. Îmi lipsea ceva, întâlnirea cu tinerii. Și acum 10 ani, în 2007 mai exact, am implementat acest proiect, pornind de fapt și de drept, vorbesc în modul personal, pentru sigur, că practic sigur înțelege mai bine cum s-ar putea reuși și pentru celelalte parohii care doresc să facă lucrul acesta. Am pornit de fapt cu 3 copii. Am pornit de la rugăciune, întâlniri pentru a ne ruga împreună, citeam rugăciunea împreună, fiecare din rugăciunea de seară, ca apoi treptat să evoluăm. A fost înjenitor la început. Cu 3 copii terminai și repede, nu puteai închega anumite discuții ample, dar încetul a degenerat, de fapt, într-un grup la care nici nu mă așteptam. Un grup
am putea spune un grup, noi așa îl numim, este în moment de față se numește grupul catehetic Copiii Aceleași Dumnezeu. Copii care s-au adus unul pe altul. Au venit unul din ceea ce a spus altul. Uite, la biserică, părintele cu noi face lucrul ăsta. Nu ai vrea să vii și tu? Alții, stând pe afară și văzând, au fost interesați. Ceea ce am făcut eu, la început, a fost, în primul rând, seriozitatea cu care am primit în acest cadru. În sensul că, odată venind, i-am responsabilizat să vină tot timpul. Nu se poate să vii azi și mâine să nu mai vii. Te hotărăști. De ce? Pentru că tot timpul, în continuitatea unui proiect, reușești să ai în același timp și mult succes. Drept urmare, astăzi suntem 50 de copii cu un titlu bine stabilit, cu proiecte anuale bine stabilite, de care nu avem voie să ne abatem, pentru că altfel, cu timp pentru fiecare proiect, pentru că altfel nu ne încadrăm. Nouă ni se pare anul calendaristic foarte scurt. Suntem foarte tracasați de timp pentru a face lucrurile pe care le-am implementat cu continuitate. Deci nu începem un proiect și îl întrerupem anul următor, cel are ani de activitate. Acum, după 10 ani, și chiar avem, se poate urmări și pe internet lucrul acesta, dacă pot să spun, Sigur, sigur. avem site-ul parohiei, avem și un filmuleț de prezentare, un deceniu de activitate, în care se pot vedea toate aceste activități, și mai multe, toate activitățile sunt deja postate, că vreau să spun că de acum, după 10 ani, eu nu mai fac nimic. Am încercat și îmi pare rău că, dacă știam, aduceam și un tânăr să mărturisească Data dintr-o viitoare. data Data viitoare viitoare, de ce nu? pe trăirea lui și în experiența lui. Am ajuns și am implementat ca acești tineri să facă totul. Ei, faceți și dumneavoastră, culegeți roadele. Fără dar și poate. Însă i-am pus tot timpul la muncă, ei sunt dornici de muncă, au un potențial foarte ridicat, am putea spune, în dorința de a vedea că fac ceva, și au participat la concursuri, au implementat proiecte pe care, dacă stăm bine și le analizăm, se implementează la nivel de unități bine structurate. Și de asemenea, și finanțările au fost personale din parohie. Aveți vreun criteriu? Spuneați că ați început cu trei tineri, ați ajuns peste 50 de copii și tineri din parohie. Aveți vreun criteriu de selecție? Nu. Selecția și-o fac. Adică sunt copii care sunt acceptați în grupul parohial, sunt copii care Nu. sunt Toți. excluși? Încă lista este deschisă. Însă Așa. să știți că avem perioadă de testare. De exemplu, avem copii care au venit de un an de zile și încă, de implicându-se în proiecte, le dăm răgaz de acomodare. Trebuie să facă fiecare câte ceva. Testare la nivel de Fără responsabilitate, doar și mă poate. gândesc, Exact. nu Nu, la, nu nu, la nivel de nu, nu, participare. nu, nu. Testare la nivel de responsabilitate. Trebuie să-și asume fiecare câte ceva. Pentru că altfel se stingeri de grup. La un moment dat ajunge ca cineva să facă totul și ceilalți doar să fie simpli participanți, și nu e Sau bine. beneficiar Sau beneficiar. și iarăși nu e Și corect nu e față de corect. cei care muncesc. Așa. Și fiecare are atribuțiunile lui. Fiecare se ocupă cu te. Am împărțit cumva pe sectoare, așa. Și fiecare. În grupul acesta fac parte pentru sectorul acesta acești copii, ceilalți pentru celălalt. Și astfel îmi este și mie mai ușor să știu pe cine trag la răspundere. Și. Sau cine preia responsabilitățile. Exact. Din câte înțeleg eu, vorbind despre un grup parohial care poate să fie organizat la nivel de orice parohie, indiferent de numărul de copii, de tineri din parohie, știind că ne confruntăm în mare majoritate, mai ales în mediul rural, cu o lipsă a copiilor și a tinerilor, din motive
destul de dificil de lămurit. Pentru constituirea și pentru buna funcționare, ca să folosim un termen tehnic, a unui grup parohial, e nevoie întâi de dorință, dorința de a face, de a implementa un astfel de proiect în parohie, apoi e nevoie de consecvență, în primul rând, din partea preotului, care trebuie să fie prezent la timp, să fie punctual, să fie acolo înaintea tinerilor, să-i aștepte pe copii, să-i aștepte pe tineri, să nu fie invers. Nu-mi permit să întârzi sau să nu vin. Noi avem două întâlniri pe săptămână, vinerea și duminica. Nu-mi permit. Și să-i vedeți cum fug cei care au ore după amiaza și vin mai târziu, mă refer mai târziu, începând cu ora 6 spre casă, vedeți cum fug cu ghiozdanul, direct vin la biserică. Sper nu întârzia nici ei, pentru că știu că eu îi aștept acolo și dacă eu nu întârzi, ei nu-și permit să întârzi. Apoi e nevoie de consecvență. Adică ce ai început astăzi trebuie să duci mai departe, fie că sunt întâlniri săptămânale, fie că sunt proiecte de la an la an, exact cum spuneați, facem anul ăsta, la anul nu mai facem, reluăm peste 2 ani, nu mai are nicio logică tot ceea ce se întâmplă, nu are continuitate. Și nici atractivitate. Și nici atractivitate. Și apoi e nevoie de multă seriozitate. Când e vorba de astfel de activități. E nevoie și de partea martei. E nevoie și de partea materială. Cum vine partea asta? Cum se împlinește? În mare parte știm cum se împlinește, dar e bine să știe și telespectatorii noștri. Poate chiar și pentru a înțelege că având sau neavând copii, într-un grup parohial este de folos să sprijine într-un fel sau altul, în primul rând prin înțelegere și apoi, dacă se poate, și în alt fel, activitatea catehetică. Eu sunt și de un principiu, poate nu atât de bun, dar testat la mine și am văzut că a mers. În sensul că nu sunt de acord niciodată să dai totul gratis. Adică doar să oferi și celălalt doar să primească. La început oferi, dar după aceea trebuie să înveți că aportul lor este absolut necesar. Și vă dau un exemplu. Într-un pelerinaj în Ardeal și Maramureș, făcut anul trecut cu acești tineri, a fost un incident, s-a stricat ceva, unde am stat acolo, fără din vina nimănui, dar la care respectivul de la pensiunea unde am stat îmi spune o vorbă înțeleaptă pe care de fapt o aplicam eu, dar am mai auzit-o din gura cuiva și a spus: cine a stricat să plătească, chiar dacă sunt copii? Și a spus că numai în felul ăsta îi responsabilizăm, părinte, că eu am vrut să scot eu bani să-i dau. Și atunci nu, lăsați-l că așa știe să prețuiască. Ei, vina n-a fost, dar a știut. Pentru că în momentul în care am mers în următorul pelerinaj, a zis, anul ăsta sunt mai atent. Deci, lucrul ăsta s-a întâmplat și în relația cu noi. Bun, fac și eu, contribuiți și voi. Contribuim cu toții pentru a face lucru pentru noi. Și când am spus pentru noi, tot timpul m-am referit nu pentru a fi în afara satului, ci pentru comunitatea în care stăm. Noi facem și Sfinția voastră știți lucrul acesta, și acel concert de colinde cu 8 coruri invitate, care nu este atât de ușor să fie prezente acolo și în același timp să ne facem și gazdă primitoare. Lucrurile acestea de organizare sau partea martei, să știți că vin de la Dumnezeu. Câteodată nu avem strictul necesar, dar face Dumnezeu așa cumva și ne trimite, ba dintr-o parte, ba dintr-alta, ba ne vin atunci niște idei care ne ajută să putem duce la bun sfârșit, lucruri pe care le facem cu drag pentru copii, pentru că remunerația pentru ei este în felul acesta,
nu a banului în mână, ci, de exemplu, o dată pe an mergem în pelerinaj. Anul ăsta am fost în, anul acesta am fost în Dobrogea, de pe am venit, a fost perioada aceasta 28-29-30 aprilie, în care am văzut toată Dobrogea și a fost un pelerinaj gratuit pentru ei, ceea ce pe ei nu i-a încântat neapărat gratuitatea, ci faptul că au ajuns, vă dau un exemplu, unii dintre ei la mare, care n-au văzut niciodată mare. Nu mai spun trecerea cu Bacul, n-au trecut niciodată. N-am trecut poate unii dintre noi, dar pe cei de vârsta lor. Și menționez că în grupul nostru sunt tineri, chiar de la grădiniță avem o fetiță, cea mai mică, și care are 5 ani, și cel mai mare, putem să ne lăudăm, este la facultate și care ori de câte ori este din grupul vechi, adică de cel preluat de acum 10 ani, care în momentul în care vine acasă, tot timpul vine și la grup. Și sunt foarte legați între ei, sunt o familie și înțeleg de asemenea că toate activitățile pe care le facem necesită foarte multă muncă a lor. Și le place. Bănuiesc că și tinerii și copiii din grupul dumneavoastră parohial aparțin tuturor straturilor sociale, să zicem așa. Adică nu toți sunt copiii care provin din familii cu potențial economic ridicat. Aș putea spune niciunul nu provine. Pentru că parohia nu are astfel de oameni sau, cu regret, aș spune că sunt câțiva care ar putea să facă parte din grupul nostru și pe motiv, cu potențial și pe motiv ridicat ca potențial, și nu vin. Poate, și nu vin. Adică nu neapărat din acest motiv. Dar nu, care... cu potențial și nu vin. Și acești tineri sunt, am putea spune, cam pe aceeași linie. Și să știți că ei se consideră frate și soră între ei. S-au legat foarte bine împreună. Pentru ei, întâlnirea de la biserică este și un mod de a se întâlni între ei. Deci, în afara faptului că dezvoltăm proiectele care le facem, ei se bucură în primul rând că s-au întâlnit între ei. Lucrând cu tinerii, am observat un lucru, că în aceste întâlniri, ei oarecum se uniformizează ca vârstă. Adică nu mai există mici și mari, ci parcă toți sunt egali și au curaj să vorbească cel care este student, exact cum pomenează, cu cel de la grădiniță. Bun, nu neapărat la același nivel de discuții, la același nivel intelectual, să zicem, dar la același nivel de prietenie. Și asta e foarte important. Să vedeți un lucru foarte interesant. La un moment dat, știți că acum 2 ani de zile am avut o cateheză demonstrativă și părintele inspector care se ocupă cu sectorul cateheză la nivel de mitropolie, ne-a adus în dar niște, am spune, planșe foarte constructive. Ce s-au gândit ei să facă cu planșele respective? Inițial am zis că haide să le punem în biblioteca parohiei și vedem cum, ce facem cu ele. De fapt, sunt planșe folositoare foarte mult pentru ora de religie. Și atunci cei mari ce au zis, părinte, facem în felul următor. La fiecare întâlnire facem tabel, noi cei mari le explicăm celor mici 2-3 din planșele respective și se înghesuiau cei mari că vor ei, celălalt sau celălalt vrea, plăcându-le atât de mult să iau un dialog cu ei pe teme de acestea pe care ei le stăpâneau deja și vreau să le spună și lor. Deja, deci eu vorbeam cu cei mai mari în alt colț, unul dintre cei mari vorbea cu cei mai mici, deja lucrul era foarte bine organizat pentru că nu mai era necesar să cauți un limbaj special, fiind un mixt de întâlnire. Deja s-a simplificat situația. Cât de mult face ca acești tineri să-i considere pe cei mai mici frații ei lor. Adică vor să-i educe. Și, de exemplu, în această educare, la orice proiect, liderul de grup își ia asupra lui și ucenici.
Noi așa am procedat. Adică ne luăm 2-3 mai mici ca să poată, când ei pleacă, să preia acele... Să aibă cine prelua activitatea. Da. Asta înseamnă că sperați ca pe viitor, vorbim de, nu știu, încă 10 ani, încă peste 20 de ani, cât ne-a ține Dumnezeu, ei ajungând membri ai parohiei, membri adulți, familiști, atmosfera din parohie să se schimbe. Ei cunoscându-se mult mai bine, interacționând mult mai bine și chiar dacă vor pleca la un moment dat, la facultate, la muncă, sperăm să nu mai plece așa tare, să stea mai aproape. Oricum, ei se vor întoarce în sat, se vor întoarce în parohie și în felul acesta, iată, parohia va fi mai unită. Pentru că ei se cunosc, se știu. Eu privesc și altfel lucrurile și sper că voi fi și în asentimentul și Sfinției voastre și a ascultătorilor emisiunii Sfinției voastre, în sensul că eu m-aș bucura ca acești tineri să plece cât mai departe, nu la muncă, ci prin studiile pe care le fac, pentru că sunt copii foarte talentați, olimpici, din familii sărace, dar foarte, foarte bine structurați pe segmente pe care ei le-au ales. Ca să vă dau un exemplu, la un moment dat am vrut să facem un aftăscur la biserică. Cine știe cel mai mult engleza? Cu tare copil. Învață pe cei care vor să învețe engleza. Limba română. Pentru că deja avem olimpici la aceste materii. Și atunci, la un moment dat, spuneam că vreau să plece cât mai departe. De ce? Eu oricum voi rămâne acolo. Oricum voi încerca tot timpul să atrag parohia să fie cât mai unită. Am nevoie de acești martori să fie mărturisitori mai departe. Și dacă ajung, nu știu, spun, la studii, în străinătate, unde deja mă rog ca acest tânăr care este foarte, foarte important pentru grupul nostru și are bacalaureatul anul acesta, să reușească la această bursă în străinătate care este de fapt și dată, nu mai trebuie să treacă anumiți pași, acolo cu siguranță va fi un mărturisitor al credinței noastre. Și cred că facem mult mai mult lucrul acesta decât să-l ținem aproape și să ne bucurăm că avem o parohie foarte bine închegată. Noi trebuie să muncim tot timpul în parohia noastră și, drept urmare, ei trebuie să plece să ducă mai departe ceea ce au învățat. Asta este un punct de vedere interesant și nou pentru mine, să știți. Aici se naște o altă întrebare. De fapt, de aici am plecat și aici am vrea să ne întoarcem către finalul întâlnirii noastre. Să fie mărturisitori acolo unde ajung, indiferent, fiecare la locul lui de muncă, în sat, în oraș, mai departe, în străinătate, indiferent oriunde ar fi. Pentru asta au nevoie de o educație clară. Au nevoie să înțeleagă bine credința noastră creștin-ortodoxă. Și aici ajungem la ceea ce spuneați mai înainte, la programa cadru, programa catehetică, care nu face altceva decât să structureze ce? Învățătura de credință a bisericii noastre. Într-un mod organizat. Într-un mod organizat și ce este foarte important, pe înțelesul tinerilor. Exact. Pe înțelesul tuturor. Ce ne puteți spune despre programa catehetică de anul acesta sau despre programa catehetică în general? Pentru că programul acesta de cateheză este anual, dar are vechime de acum. Fără doar și poate. Din 2013. Din 2013 este structurat într-o programă catehetică. El având rădăcini mult mai vechi. Din 2006, având prin programul Hristos împărtășim copiilor. Cred că înainte de a prezenta lucrul acesta trebuie să mai spun un singur lucru. Ne-am cam săturat de acele învățături după ureche și trebuie cumva să știm să fie bine sistematizat. Exact, și să cunoaștem foarte bine ceea ce de fapt suntem. Creștini ortodoxi. Și atunci, în fiecare an, prin această programă cadru, se urmărește ca să venim în ajutorul și a preoților și a credincioșilor, indiferent de vârstă, și a tinerilor, și a celor de
altă categorie de vârstă, pentru a sedimenta mai bine învățătura de credință ortodoxă. Bine, fiecare programă cadru are în centrul ei anul omagial și știm prea bine că anul acesta este anul unității de credință și de neam și anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. Deci toate temele de cateheză de anul acesta se vor concentra în jurul acestei tematici. Doar 7 din ele. 3 din ele și aș vrea doar una, sunt 10 la număr, în această programă catehetică care este elaborată de acest birou de cateheză în frunte cu Părintele Inspector Dr. Acu Bogdan, cel care ne coordonează pe noi, toți cei coordonatorii biroului de cateheză de la nivelul de protopopiat, din cele 13 protopopiate al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. A 10 aș vrea să o menționez, că este foarte interesantă pentru tineri. Prietenia virtuală sau comunicarea reală. Este o temă extraordinară pe care noi am lansat-o așa ca un fel de... cele trei teme sunt deja cu bătaie spre 2020 chiar. Deci noi ne facem 7 teme legate de programa catedrică, 3 cu prelungire și în ceilalți ani pentru a vedea puțin și problemele acute ale tinerilor și nu numai, specificând în ele, de fapt, lucruri pe care trebuie să le rezolvăm în timp și nu deodată. Așadar, avem 10 teme, teme care sunt legate de anul magial. Dacă să mai dau aleatoriu, uitați, o temă, tema a cincea, spune așa, și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi prea cinstitul și de mare cuvință numele tău. Strict necesar să fii la Sfânta Liturghie și să știi... Unde să guști unitatea, exact. Unitatea credinței, unitatea mea ca și creștin cu Hristos, de fapt unitatea lui Hristos cu mine ca și, exact. Și creștin, ca și credincios. Și plecând de aici, ajungând la unitatea din parohie, dintre credincioși, dintre semeni și la scară mare, iată, unitatea întregului neam românesc. Ca și încheiere, asta ar fi, să încercăm să implementăm aceste tematici în parohiile noastre și în felul acesta, cu siguranță, vom stârni interesul multor categorii de vârstă, implicit tinerii, de a veni în mijlocul nostru. Ca o concluzie a întâlnirii din, de astăzi, din emisiunea noastră, cateheza se vrea, de fapt, o întâmpinare din partea bisericii, din partea slujitorilor bisericii, spre lămurirea credinței pentru credincioși și, în special, pentru copii și pentru tineri. Noi suntem cei care trebuie să facem primul pas în direcția aceasta. Dacă la școală copilul se întâlnește prin programa școlară cu profesorul de religie și cu ora de religie, la biserică preotul trebuie să facă primul pas, să iasă în întâmpinarea tânărului, să iasă în întâmpinarea copilului și să încerce să-l cheme și să-l cucerească, pentru ca toată această chemare să nu rămână fără răspuns. Suntem cei cărora le-a fost încredințată educația tinerilor. Și trebuie să căutăm să înțelegem care sunt nevoile lor de bază, ce încercări au, ce ispite au. Și în felul acesta, înțelegându-i oarecum din interior, mai ales că am fost și noi tineri, să-i ajutăm să treacă peste toate aceste obstacole. Pentru că numai în felul acesta vor deveni adulți integri și responsabili. Fiecare tânăr este important, fiecare suflet contează. Și știm că în Împărăția lui Dumnezeu sufletul fiecărui om are valoare mai mare decât toată lumea. Și atunci tot efortul acesta al nostru este foarte important și este foarte valoros. Am găsit o povestioară pe care țin să vă citesc în încheiere și care spune că un om mergea într-o zi agale pe țărâmul mării și pe plajă erau mii de stele de mare aduse de valuri. Și-a dat seama că fără apă aceste stele de mare vor muri, dar ce putea să facă pentru ele? Era pur și simplu
copleșit de numărul lor, erau prea multe pentru a face ceva. După câteva minute a văzut în depărtare un băiețel care se apleca, culegea ceva de pe nisip și apoi îl arunca în mare. S-a apropiat și a observat că băiețelul încerca să salveze stelele de mare. Cu mișcări mecanice, copilul se apleca, lua o stea de mare și o arunca în apă cât de departe putea, una câte una. Omul s-a apropiat de băiețel și l-a întrebat: de ce îți pierzi timpul? Sunt mult prea multe stele de mare, crezi că se va schimba ceva? Oare ce mai contează? Băiatul nu-i dădu niciun fel de atenție. El continua să arunce stelele de mare în apă, rând pe rând. După un timp, își ridică privirea către om nedumerit și îi spuse: Domnule, contează pentru această stea de mare. Și plin de bucurie, o aruncă în apă. E clar că fiecare dintre noi întâlnim persoane asupra cărora ne lăsăm amprenta într-un fel sau altul. Fie că ajutăm pe cineva, fie că îi spunem o vorbă bună. De asemenea, și noi avem persoane care ne-au influențat viața într-un fel sau altul. Și dacă s-a întâmplat aceasta, se cuvine să facem, după cuvântul Mântuitorului, să spunem cât bine am primit și spusa noastră să nu fie doar cu cuvântul, ci să fie cu fapta, adică să înțelegem că suntem datori să ne implicăm, iar noi ca slujitori ai bisericii cu atât mai mult suntem datori să ne implicăm în educarea generațiilor viitoare, conștienți fiind, și o să repet un cuvânt de la început, că generația de astăzi, generația tânără de astăzi, este generația care va modela la rândul ei generațiile viitoare. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune, Părinte Trofin. L-am avut, stimați telespectatori, în emisiune pe Părintele Gheorghe Trofin de la Parohia Boiște, responsabil cu cateheza la nivel de protopopiatul Târgu Neamț. Sunt preotul Gheorghe Marian Filip și până la întâlnirea viitoare vă urez un timp binecuvântat.